Corvinul Hunedoara rămâne cu un singur eșec pe teren propriu în actuala stagiune a Ligii a doua. Corviniștii au remizat 1-1 cu Gloria Buzău în prima rundă a play-off-ului într-o partidă la care au asistat peste 5.500 de fani și care a reprezentat totodată încălzirea înaintea duelului din sferturile de finală ale Cupei României de marți cu CFR Cluj. Lumina reflectoarelor a atras fanii la primul joc din play-off, cu atât mai mult cu cât s-a vrut a fi o ultimă repetiție pentru întâlnirea cu echipa lui Adrian Mutu de peste doar câteva zile. Până la jocul cu CFR, albi-albaștri au încercat să țină toate punctele acasă în confruntarea cu una dintre pretendentele la promovarea directă în Superligă. A rezultat un duel echilibrat pe alocuri cu suficientă prudență și dintr-o parte și dintr-alta. Eu zic că am început puțin cu trac, deși chiar și așa ne-am creat 4-5 situații în părțile laterale unde știam că vor veni acțiunile noastre. Ne-am eliberat atât cu Iacob cât și cu Velisar, dar centrările cumva au fost defectoase în prima repriză, după care a doua repriză am reușit să marcăm și la fel am reușit cumva să nu întâmpinăm acel șut, deși și în meciul pe care l-am jucat la Buzău, Amatov când a intrat la fel, a avut un șut periculos de la 25 de metri, cumva l-am eliberat acolo pe... I-am dat posibilitatea să tragă la poartă, un jucător bun, cam astea. Echipa a arătat bine, eu zic, în multe momente. După 1-0 am mai avut încă două situații pe care puteam să le tratăm, să fim un pic mai cinici. Știam că Hunedoara e o echipă foarte bună pe teren propriu, o deplasare grea și lungă. Am avut și 3 jucători la echipa națională care au ajuns marți, respectiv miercuri. Nu e ușor, dar trebuie să ne mulțumim cu acest punct. A fost un meci echilibrat și noi am avut ocaziile noastre. A fost o inexactitate pe acea minge lungă, judecată greșit, lipsă de comunicare și am primit golul. După aia echipa a reacționat bine. Albi-albaștrii se pregătesc acum pentru meciul pe care îl vor avea marți 2 aprilie cu CFR Cluj pe teren propriu, la care sunt așteptați mii de suporteri.